Sunt mult mai multe persoane care se află în vizorul poliției la această etapă. Într-adevăr, sunt și persoane care sunt examinate prin prisma complicității la această infracțiune care a fost ieri și nu este vorba de o persoană, într-adevăr, dar este prematur ca să facem anumite verdicte la moment și noi trebuie să înțelegem și eu apreciez foarte mult atunci când am înțelegerea presiei, care am avut situații și anterioare și am conlucrat și am avut înțelegerea. La anumite etape nu este bine ca să ieșim cu unele informații deoarece asta perturbează sau cumva înrăutățește situația. Noi știm foarte bine că și infractorul tot urmărește ce vorbește poliția, ce se transmite. Vreau să vă spun că avem un volum foarte mare, dar foarte mare de lucru și de materiale acumulate și înregistrări și probe, dar în același timp lucrează, în afară de colegii de la investigații, care o bună parte din colegii de la Inspectoratul Național de Investigații, orașul, investigațiile, lucrează urmărirea penală la acest compartiment. Cunoaștem cu toții că avem antrenați colegii de la patrulare, colegii de la alte servicii, inclusiv colegii de la carabinieri care sunt alături de noi, deoarece pe lângă a prinde un criminal și pe lângă a-l avea în custodia poliției, este nevoie la maxim posibil și de probele care să fie acumulate. Ori să ne aducem aminte cazul de la Orhei, știind cine este criminalul, important era ca să avem victima, deoarece este un probatoriu în plus care este necesar. Același lucru și în cazul respectiv. Domnule Chiesov, totuși să ne spuneți dacă în prezent există un pericol public, pentru că vedem în societate că oamenii sunt panicați. Deci, cu regret, eu pot spune doar că noi nu trebuie sau trebuie să fie o lecție învățată pentru noi atunci când avem persoane cu un astfel de istoric și cu un trecut atât de periculos și care sunt căutate de state europene, de țări mari pentru crime deosebit de periculoase, excepțional de grave, noi trebuie să ne gândim legislativ ce facem și cum întreprindem acțiunile ca astfel de cetățeni să nu fie în libertate. Ori eu am spus-o și altor colegi de dumneavoastră. În 2022 persoana încă nu era anunțată în căutare când a intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul transnistrean. La acea etapă noi am lucrat în regim bilateral cu Marea Britanie. Deci eu personal am avut 3 întâlniri cu partenerii din Marea Britanie la capitolul respectiv. Colegii mei la fel au avut. Ultima discuție la acest subiect a fost cu colegii din Marea Britanie acum o lună. Când a fost reținut prima dată, persoana a stat 6 luni de zile în custodia organelor de drept. Deci a fost arestat, reținută persoana în cauză. La expirarea termenului de 6 luni, el a fost eliberat de către instanțe, astfel încât s-au întreprins alte acțiuni prin schimb de informații cu Marea Britanie ca să nu admitem persoana în cauză să rămână în libertate și persoana a fost reținută repetat. Cu regret, tergiversarea anumitor procese care au avut loc și noi am văzut că nu putem să acuzăm aici colegii de la procuratură sau din altă parte, deoarece și procuratura a alertat Consiliul Suprem al Magistraturii despre acest caz și tergiversarea acestui proces în privința acestei persoane, că este necesar urgent de întreprins acțiuni de extradare a acestei persoane. Ori noi să ne amintim că astfel de cazuri nu este unicul. Noi am mai avut, începând cu 2020, și alte persoane care au încercat să se refugieze pe teritoriul Republicii Moldova, și apatrizi, și cetățeni străini căutați internațional, sub acest pretext că instanța de judecată se derulează ani de zile și iată cumva acest lucru îndelunghează anumite procese. De aici eu am vorbit și anterior, am comunicat și conducerii, este necesar ca colegii de la Inspectoratul General de Migrație să vedem care este o alternativă posibilă ca acest termen de examinare a termenului de, a șederii, a solicitării de azil pe teritoriul Republicii Moldova să fie încadrat în niște termeni limite și exact. Dacă vorbim de astfel de persoane deosebit de periculoase sau excepțional de periculoase, cu astfel de cereri în instanța de judecată să fie într-un termen restrâns de până la 30 de zile. Când vorbim în termen general de acțiuni de extradare și solicitări de azil, acest termen să fie de până la 6 luni. Acel termen care ne permite să ținem în arest o persoană. Dar acum, deci, termenul de pentru examinare nu avem. Noi vedem
2 ani de zile și suntem în prima instanță cu examinarea acestui caz. Și vă asigur, dacă nu s-a întâmplat tragedia de ieri, noi nu știm unde era în finalitatea acestui proces și unde am avut să ajungem cu terminul de examinare sau când se finaliza acest proces, cu regret. Bărbatul îmbușcat ar putea avea legătură cu dosarul Interpol, cum spun unele surse? Deci nu are nici o tangență această persoană cu dosarul Interpol. Această persoană, am spus, a fost refugiat în Ucraina o perioadă când a fugit din Turcia, din instituția de detenție din Turcia. La începerea războiului, prin regiunea transnistreană, a venit în Republica Moldova. A doua zi de la intrare pe teritoriul Republicii Moldova, persoana a fost reținută. Precizez, încă nu era în căutare Interpol. La acea etapă, britanicii lucrau cu noi doar bilateral, deci pe schimb de informații bilaterale. În momentul când l-am localizat aici pe teritoriul Republicii Moldova și am intrat cu reținerea către el, atunci a fost anunțat notița roșie de căutare în Interpol. Dar asta era o tehnică a britanicilor. Imediat la ore, zi, după anunțarea în căutare Interpol de către britanici, am avut solicitarea deja și de la turci pentru a-l extrada și în Turcia. El face parte dintr-o grupare criminală organizată. Vreau să ne spuneți dacă aici pe teritoriul Republicii Moldova a comis infracțiune. Deci pe teritoriul Republicii Moldova nu a comis nicio infracțiune. El cumva era foarte precar la toate acțiunile sale. Bine, din ceea ce vedem și din alte analize care studiem acum în programul de documentare, dar am spus, avea căi foarte scurte, unde se deplasea și când se întorcea și ce făcea. Cu atât mai mult... Nu, deci are familia pe teritoriul Republicii Moldova, familia este aici. Cu siguranță, aseară, bine, iarăși nu pot să ofer multe detalii, dar aseară până târziu s-a examinat inclusiv și audierea celor apropiați. Cu asta comunicarea mai Alina Zbanc a venit cu mai multe acuzații asupra poliției, că nu se ocupă de examinarea dosarelor criminale, dar se ocupă de, să cităm, lupta cu băbuțele lui Șor. Cum răspundeți acestor acuzații? Deci nu are o bătrânic nicio vină într-un proces. Noi încercăm să lucrăm și să documentăm toate grupările criminale, inclusiv gruparea criminală Șor. Deci să nu uităm că ceea ce se întâmplă la noi, cu regret, în Republica Moldova, avem o reprezentanță unei grupări criminale pe teritoriul Republicii Moldova, asta este gruparea criminală Șor, într-adevăr avem așa grupare. Și fostul adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, susține că se refuiesc grupările criminale și am să citez, pentru influența sferelor criminale în Moldova, contrabandă, țigări, droguri, haine, iar bărbatul împușcat și alți trei lideri ai lumii criminale de talie europeană au ajuns în Moldova prin scheme de corupție mare și spune că aici sunt implicați, ar fi implicați politicieni din Parlament, doi șefi de la poliție de frontieră și trei șefi mari a structurilor de forță. Îi recomandăm cetățeanului respectiv să vină acasă și să dea mărturii în cadrul procesului penal ca să fie audiat. Cu siguranță, dacă are ceva pertinent, ar fi de folos, dar îi recomandăm să vină acasă. Și ați menționat că în crimă de ieri sunt implicat mai multe persoane. Pe video vedem doar una. Ce rol putea avea celelalte persoane pe care ați menționat? Stimați colegi, eu am spus, sunt niște aspecte care din prima relatează o pregătire în prealabil a acestei acțiuni sau cel puțin au existat niște repere de lucru sau de deplasare. Doar atâta vă pot spune. Persoana din momentul când s-a așezat la masă, la un timp foarte, foarte scurt, s-a și apropiat persoana și a tras. Ca să înțelegeți, diferența din momentul deplasării de la trecerea de pietoni din adiacentul școlii muzicale, deci până la următoarea trecere de pietoni, nu poți să faci 15 minute cu bicicleta. Deci, ca să înțelegem, că totuși a fost un timp și de așteptare în această perioadă, dar v-am spus, nu pot să vă dau mai multe detalii. Dar oamenii v-au contactat, v-au anunțat că au fost... Deci, cu regret, au fost prezenți la acel local și unii foști polițiști care, cel care se dă cu părerea din altă parte, care se prezumă a fi un foarte bun și experimentat, dar nu a întreprins nicio acțiune de la fața locului, dar s-a ridicat și a plecat.
și este parte din alt partid politic. Cum a fost posibil ca forțele de ordine spun că au întărit securitatea pentru a lupta cu persoanele care pot destabiliza securitatea țării și atât s-a întâmplat un astfel de caz? Deci nu trebuie să confundăm aspecte care sunt orientate spre securitatea statului Republica Moldova, acolo unde se tinde de a se întreprinde acțiuni la ordine și securitatea țării pe un criteriu de stat de drept și acolo unde avem un reprezentant a unei grupări criminale dintr-un stat altul decât Republica Moldova și au anumite reglări între grupări din afara teritoriului Republicii Moldova. Deci este între grupări criminale din afara teritoriului Republicii Moldova și care nu au nicio tangență cu Republica Moldova. Este vorba de activitățile criminale atât din Turcia cât și din Marea Britanie. Ucigașul totuși ar fi un cetățean străin? Deci este una din versiunile care este în procesul de lucru, dar reieșind din anumite analize și probe care au fost deja stabilite și obiecte care au fost ridicate inclusiv și de la fața locului.